Imagini halucinante surprinse de camerele de supraveghere ale unui imobil din Cluj-Napoca. Mai mulți copii jurulează cu nonșalanță țigări la un colț de stradă. Zeci de adulți trec pe lângă ei și niciunul nu reacționează. Imaginile au fost postate pe rețea de socializare de către un clujan. Mai mult, acesta susține că minorii și-au rulat țigări cu substanțe interzise și că apoi le-au fumat. Dragi părinți clujeni, după luni de zile de probleme cauzate, vă prezint o tânără nouă generație, lăsată nesupravegheată de părinți și ca rezultat niște tineri de 10-15 ani care fumează, se droghează, beau, se bat și distrug proprietatea privată. În video doar o parte din ocupațiile copiilor, sacii de gunoi plini de sticle, cioburi, țigări, plicuri și mizerie sunt deja la gunoi. Dacă sunteți părinte și locuiți în zona Mănășturi Calvaria și vă recunoașteți copilul, vă așteptăm să începem să reparăm ce au stricat ei. Vă rog să distribuiți dacă sunteți din Cluj, a scris Andrei Suciu pe Facebook. Mai mult din cele relatate de acesta rezultă că nu e prima dată când grupuri de minori se droghează acolo și apoi devastează zona. Andrei Suciu susține că în iarnă o altă gașcă de copii a încercat să dea focul și magazinului.